7 semne care te provoacă, te interoghează și îi dezbină pe oameni. 7 semne care te apropie de Iisus, îți focalizează atenția către El și îți dezvăluie o nouă fațetă a identității sale. Spre exemplu, dacă săptămâna trecută, prin înmulțirea pâinilor, am învățat că El este Cel care stâmpără cu adevărat foamea sufletului nostru, astăzi vom vedea că El este Cel care ne ajută să vedem cu alți ochi realitatea și poate cei care ne înconjoară. Hristos preferă să ne știe mai degrabă divizați cu privire la El, decât amorțiți sau adormiți. Câtă vreme ești polarizat, încă mai ai o șansă să-ți reconfigurezi percepția cu privire la El. Cu fiecare semn, la fel ca în fericirile din Evanghelia după Matei, distanța dintre ucenic și lume e tot mai mare. Săptămâna trecută am asistat la o ruptură chiar în sânul ucenicilor. După declarația scandaloasă că trebuie să-L mâncăm pe El ca să avem viață, o parte dintre ucenici îi întorc spatele și spune așa ceva îi prea de tot. Mulțumesc frumos și își văd de treabă. Poate că primul lucru de la care putem pleca este că cine are impresia că e ușor să-L urmezi pe Hristos, nu prea știe despre ce vorbește. Din totdeauna Hristos a avut darul acesta să te facă să te simți inconfortabil. Și este un mare avantaj să ieși din zona de confort pentru a-ți reconsidera anumite opțiuni în viață. Această atitudine este prefațată încă din startul Evangheliei după Ioan, de la prima interacțiune pe care Iisus o are cu o ființă umană. În Ioan capitolul 1, de la 35 la 39, dacă mă îngăduiți. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi dintre ucenicii săi. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici încearcă să-ți imaginezi cum ai fi reacționat tu auzind aceste cuvinte, dacă ele te-ar fi împins în direcția ucenicilor. L-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că vin după El, le-a zis, ce căutați? Cum s-ar spune mai pe ardelenește, ce vă trebă? Nu-i foarte elegant ceea ce face Hristos. Hristos se oprește și îi provoacă. Și observați ce se întâmplă mai departe. I-au răspuns rabii, care tradus înseamnă învățătorule, unde locuiești? Mă bănuiesc că vă dați seama, nu îi interesa să vadă ce casă are și pe unde stă, ci logica e, așa ceva nu se poate discuta în stradă. Nu-i vorba de un minut, două, ne-am vrea să discutăm un pic mai mult. Și în ziua aceea au rămas la El. Cel mai important lucru atunci când vrei să te apropii de Iisus este să-ți conștientizezi așteptările. Tu ce aștepți de la El? Cu ce așteptări, cu ce preocupări vii când îl cauți la închinare, la grup, când îți deschizi Scriptura? Este o întrebare critică și nu întâmplător. Apare în primul capitol din Evanghelia după Ioan. Cu fiecare semn, tensiunea crește și amvergura personalității lui Iisus e tot mai tulburătoare. Începând cu cazul trivial al schimbării apei în vin, încă nu ne putem dezmetici cum Hristos se implică în așa ceva. Vindecarea la distanță a fiului acelui slujbaș, vindecarea unei neputințe de 38 de ani, o nevoie debilitantă, înmulțirea providențială și scandalul de a-L mânca pe El, sunt urmate de vindecarea unui orb din naștere. Pentru ca săptămâna viitoare să
asistăm la marele semn, dinaintea marelui semn. Fiecare săptămână ne pregătește pentru marele semn al patimilor și al învierii Mântuitorului nostru. Ne oferă o ocazie să ne vedem inima și să-L vedem pe Hristos implicându-se, pregătindu-se, primenindu-ne inimile. Ce fel de ființă este aceasta care face și rostește astfel de lucruri? În Ioan capitolul 9, de la 1 la 14, găsim introducerea semnului de azi. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Rabi, cine a păcătuit de s-a născut orb? El sau părinții lui? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Observați cât de repede trece de la o declarație la fapte. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ, a făcut niște noroi din scuipat și l-a pus pe ochii orbului. Apoi a zis: du-te și spală-te în bazinul Siloamului. Tradus, Siloam înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este. Alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Observați, negarea, polarizarea în fața unui miracol inevitabil apare. Deci, și el însuși zicea: eu sunt. Deci au zis: cum? Și s-au deschis ochii. El a răspuns: omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut noroi, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la Siloam și spală-te. M-am dus, m-am spălat și apoi am putut vedea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Atunci au adus la farisei pe cel ce fusese orb. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus noroi și deschisese ochii. Deci avem toate elementele care prefațează amplificarea momentului de azi. Simplu fapt că miracolul pe care îl avem în față este prezentat la plural, lucrările lui Dumnezeu sau lucrările celui ce m-a trimis, demonstrează fără umbră de tăgadă că avem ceva mai mult decât o vindecare pur biologică. Ceea ce mă uimește pe mine personal e că mai înainte de a ne relata vindecarea nemai auzită a unui orb din naștere, notificarea că Iisus l-a văzut îmi confiscă atenția. Responsabilitatea primară în sfera religiei este să-i vedem pe oameni cum îi vede Dumnezeu. Imediat sesizez discrepanța dintre percepția lui Iisus și percepția ucenicilor. E adevărat, sub formă de întrebare: cine a păcătuit de s-a născut? Și Hristos spune: nici el, nici părinții lui. Un pic mai târziu, această percepție este mult mai dogmatică și fariseii îi spun, când înainte de a-l da afară: tu ești născut cu totul în păcat, și l-au izgonit. Fiecare vede altceva. Păcătos, victimă, handicapat, cerșetor, paria sau poate un om cu demnitate. Nu voi uita mărturia unui profesor universitar din state care ne împărtășea că a fost implicat într-un proiect în care trebuiau să lucreze cu prostituate. Și primul lucru de care a fost nevoie a trebuit să treacă printr-o conversie a terminologiei. Și în loc să spună astea sunt prostituate, colegul lui care l-a invitat în acest proiect a zis: sunt femei care practică din păcate lucrurile astea.
Și în felul ăsta i s-a schimbat percepția și a putut să accepte demnitatea chiar a unor astfel de persoane. Fără empatie, niciodată nu vom putea vedea demnitatea unei alte ființe umane. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Iosif, care era în închisoare, ne demonstrează, închis pe nedrept, suferința în viață îți poate înrăi inima sau ți-o poate deschide înspre suferințele celorlalți. De ce ar fi pasat? Într-o dimineață, dintre colegii de celulă, paharnicul și pitarul împăraților, împăratului, a faraonului, vin și îs supărați, au fața posomorâtă. Când ți-ai întrebat ultima dată un coleg de echipă, de ce e supărat azi? Un subaltern, portarul de la firma unde lucrezi? Observ ce înseamnă să tratezi cu demnitate o altă persoană, o altă ființă care șade de lângă tine. O temă de interes pentru mine este rușinea. Nu știu dacă noi ne imaginăm ce înseamnă ca o viață să trăiești, să fii cerșetor, să te întrebi ce ai făcut ca să meriți această condiție, mai ales când percepția oamenilor îți alimentează o anumită tendință în a te înțelege pe tine. Rușinea, spunea cineva, este lipsa iubirii de sine. Înseamnă să crezi că ești rău în interior. Spre deosebire de vinovăție, care este punctuală, ai făcut ceva și te simți vinovat, rușinea e un amalgam, e un amestec, cum o numea cineva, e un metasentiment, care este un set complex de afecte, emoții, fantasme, reacții și sentimente amestecate. E ceva care te domină și gravitatea e că de cele mai multe ori nici măcar nu poți vorbi, nu te simți în stare să vorbești despre așa ceva. Oare ne gândim vreodată cum se pot simți anumiți semeni, oameni cu care ne intersectăm în viețile noastre? Oare există în practica și teologia noastră loc pentru un astfel de respect pe care îl demonstrează Hristos? Ce vedem noi când ne uităm la semenii noștri? O etichetă care desfigurează sau demnitatea intrinsecă a celui cu care stăm de vorbă? Semnul, ofensa, judecata. Iată invitația pe care ne-o pune în față semnul de azi. Miracol, miracolul naște controversă și, până la urmă, punctul culminant este că oamenii lui Dumnezeu se împietresc în loc să se deschidă înspre adevărul lui Dumnezeu. Deși miracolul este incontestabil și năucitor, după cum singur recunoaște protagonistul acestei tămăduiri, de când e lumea, nu s-a auzit să fie cineva vindecat din naștere. Realizăm foarte repede că acest semn este asimilat într-o altă ordine spirituală. După cum doar un om în pericol să-și piardă vederea, știe să aprecieze priveliștea. Încerc să-mi imaginez clipa în care acest om și-a dobândit din vedere. Cum a reacționat? Cum s-a uitat la detalii, la flori, la fețele, chipurile oamenilor? Tot așa, doar un om iertat crede că Iisus este lumina lumii. Toată disputa, controversă, e marcată de parcursul percepției orbului și a fariseilor cu privire la Hristos. Omul acela, căruia îi se zice Iisus, e profet, venit de la Dumnezeu, e fiul lui Dumnezeu sau fiul omului, cum spune într-o altă traducere. Pe de altă parte, asistăm la o inversiune. Unde este omul acela? N-au crezut. Nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Omul acesta sigur este păcătos. Îl izgonesc dinpreună pe Hristos cu cel vindecat. Dacă înmulțirea pâinilor trezește nevoia critică a sufletului, pe care doar pe Hristos o poate stâmpăra, vindecarea orbului dă în vileag condiția tragică a omului. Mitul peșterii la Platon ne arată condiția omului în care un om situat într-o peșteră are tendința să vadă arătările, umbrele, iluzorii drept realitate.
Și aceasta e problema dintre umbră și realitate. Ceea ce spune Hristos e mult mai tragic. Ceea ce insinuează prin acest caz, prin acest semn pe care îl înfige în mijlocul relatării și a dezvăluirii sale, e că orice om pe pământul ăsta se naște orb și are nevoie de iluminare. Câteva exemple ne vor fi de ajuns. Saul din Tars, rabinul, Nicodim, dita mai profesorul de teologie, fratele mai mare din parabola fiului risipitor, Calvin, care spunea, cel mai greu mi-a fost accept că până la 40 de ani m-am înșelat în viață. Ce declarație curajoasă de onestitate, farisei, poate eu. Iată o întrebare la care vă invit să reflectați. Cine este până la urmă orbul din acest text? Adevărul care cred că adună capitolul 9 din Evanghelia după Ioan este următorul. Putem spune că ne-am dobândit vederea atunci când ne vedem inima pe Dumnezeu și pe celălalt. Mă bântuie trauma fizică de 3 zile și de 3 nopți în care ni se spune despre Saul, n-a mâncat, n-a băut, n-a văzut absolut nimic. Primul lucru pe care îl vede e o persoană, Anania. Cum reacționează Anania în momentul în care Hristos îi se revelează? Anania este un om din Tars. Doamne, stai. Eu știu de ce a venit omul ăla din Ierusalim. Primele cuvinte pe care Anania îi le adresează, prima persoană pe care o vede în carne și oase, îi adresează aceste cuvinte afectuoase. Frate Saule. Înțelegeți de ce mesajul iubirii reiterat unii pe alții domină, împânzește toate scrierile apostolului Pavel? Uneori trebuie să treci prin anumite șocuri în viață, să vezi că ești iubit chiar și atunci când nu ești vrednic de lucrul acesta. Ca să te schimbi, ca să se disloce ceva în lăuntrul tău, să trăiești pe cu totul alte coordonate în viață. Cât de puternic s-a imprimat acest mesaj în conștiința lui. Ce dovadă mai bună poți să ai că erai în întuneric spiritual decât să conștientizezi 3 zile în care implori mila lui Dumnezeu că fără ajutorul lui n-ai cum să vezi corect realitatea. A ne vedea inima înseamnă să devenim conștienți cu privire la răul ce zace în primul rând în viața noastră. Și nu uitați, avem un alt om religios care lupta în numele lui Dumnezeu. Cineva vorbea foarte frumos despre faptul că în lumea asta există multe forme, modalități prin care putem lupta împotriva răului. Și spune el, toate astea sunt fațete ale adevărului care se sălășluiește, care pătrunde în adâncul inimilor noastre. Și folosește 2 comparații absolut uluitoare care ne ajută să prindem forța acestei imagini. Și el spune, asemenea unui burete care absorbe sângele sau asemenea unei sulițe care îi dă lovitura de grație. Observați de ce lucrurile nu pot fi rezolvate din exterior, instituțional, ci mesajul lui Hristos, al lui Ioan Botezătorul, a profeților, e că până omul nu se întoarce spre sine și nu găsește acolo rădăcina răului, nu se poate face bine. Cu atât mai puțin societatea, răul absorbit sau străpuns în inimă. Oricât ar părea de șocant, dar de multe ori răul religios, aparent inofensiv, e cel mai destructiv. Neiertare, înverșunare, neacceptare, judecată, superioritate morală, disprețul. Uitați-vă la acești farisei, nu fac decât să nenorocească suflete în numele religiei. Cele 3 momente sunt foarte bine marcate geografic în textul de azi. Ioan 9:1, când trecea, Iisus a văzut până ori din naștere. Uitați-vă la versetele 24-25. Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu. Asta e o formulă de jurământ în care omul trebuia să mărturisească, să spună ceea ce zic ei. Noi știm că omul acesta este păcătos. Uitați ce răspunde cel vindecat. El a răspuns, dacă este un om păcătos,
Nu știu. Eu una știu, că am fost orb și acum văd. Pentru că la final, în 39, apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea asta pentru o judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el au zis, doar nu fi și noi orbi. Și Hristos îi privește în ochi și a zis, da, vedeți, vindecarea, știți, dezechilibru care s-a produs, că de asta vă deranjează. No, aici e problema noastră, voastră, păcatul rămâne. Abordarea lui Iisus nu e doar neconvențională și ofensatoare, ci îți întinde la maxim încrederea. Avem atâția copii în via. No, imaginează-ți că acel copil are probleme de vedere și l-a dus la Domnul Iisus și procedează de asemenea manieră. Se pregătește, medicii se sterilizează mai întâi, el își frământă mâinile în noroi, îți unge copilul la ochi. Cum ai fi reacționat? Ce s-ar fi întâmplat în sufletul tău? În clipele, în momentele acelea? După normele de igienă din zilele noastre, cred că ar fi vuit televiziunile și s-ar fi viralizat pe internet un astfel de miracol. Mai mult, Iisus încalcă cu bună știință toate normele stabilite de rabin cu privire la sabat. Ce să mai zic? O caută cu lumânarea. Din moment ce viața omului nu era în pericol, ar fi trebuit să aștepte. Asta era învățătura rabinică. De ce nu se putea în alte zile? Noroiul, frământatul, lucru cu mâinile era strict interzis. Ungerea ochilor nu era permisă. Folosirea salivei era asociată cu practicile oculte. Trimiterea lui până la bazinul Siloamului, în fapte 1 cu 12, se folosește expresia cât un drum, cât o zi de sabat, ăla era un kilometru. Atâta aveai voie să circuli într-o zi de sabat. Ce să mai zice că omul e trimis, trebuie să se întoarcă, gândiți-vă apoi la scăldat, singur cuc în bazinul Siloamului. Cine l-o fi ajutat să intre acolo? Cine l-o ajutat să iasă? Vă dați seama tot circul și toată agitația care se creează. Și dar nu ne miră că se iscă toată această dispută între vecini și oamenii care asistau la ceea ce se întâmplă. Deja se țese o adevărată telenovelă. Elementul ostentativ, pur și simplu, nu poate fi trecut cu vederea. E ceva făcut cu bună știință de către Hristos. Mai grav decât în cazul din capitolul 5, unde oamenii spun, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Dar probabil bănuim că Iisus Hristos nu bagă bățul prin gard, ci că există o întreagă logică. Și asta e întrebarea care te frământă. De ce procedează? Putea să evite, putea să-l vindece de la distanță și așa mai departe. Care e logica din spate? Uite care e logica din spate. Ascultarea credinței este cel mai curajos gest de care poți da dovadă în această viață. Cel trimis de Dumnezeu te trimite. No, acu, dacă ai curajos, asculți. Să mergi, să te duci, să te speli, să te scali, să te întorci. Era evreu, cunoștea toate normele pe care un evreu trebuia să le respecte. Ce faci într-o astfel de situație? Sancțiunea din partea vecinilor, a semenilor. Dacă la cel vindecat îi se spune, nu ți este îngăduit. Cum credeți că au reacționat acum? Interrogatoriu, faptul că așa ceva nu putea trece neobservat, este adus în fața fariseilor să dea socoteală. Și lucrul acesta ne aduce până la urmă la lecția crucială din punctul meu de vedere, are de a face cu adevărul. Pentru adevăr trebuie să plătești un preț și ca să te mântuiești din lumea asta, trebuie să stai față în față cu adevărul. Cât preț punem noi astăzi pe adevăr? Și lecția este că nu teoretizarea, ci trăirea adevărului te face un om liber. Există mai multe contraste în acest tablou. Între orbi și farisei, vom vedea un pic mai târziu, dar și între părinții lui și acest orb. În timp ce părinții sunt atât de timorați, atât de precauți, umblă cu mănuși, este în vârstă, întrebați-l pe el despre lucrurile acestea. Uitați-vă cât de degajat
Cred că ăsta e lucru care m-a uimit cel mai mult la acest bărbat, la cel vindecat. E proroc? Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu că am fost orb și acum văd. Acum v-am spus. De ce mai vreți să auziți încă o dată? Ori n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Băi, să ai timp de ironii într-un astfel de context. Îți dai seama ce libertate interioară poți avea să fii atât de degajat într-un astfel de context. De când e lumea, nu s-a auzit așa ceva. Dacă n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Și îl dau afară ca pe o măsea stricată. Că cum s-ar traduce reacția lor? Marș de aici. Tu vrei să ne înveți pe noi. Tu ești născut cu totul în păcat. Uite ce ți s-a întâmplat. Cum poți să îndrăznești să vorbești într-o astfel de situație? Ce învățăm din contrastul care se instalează între orb și farisei atunci? Poate cel mai semnificativ detaliu este că această relatare ne arată cum un om care n-a văzut lumina în viața lui ajunge să vadă pentru prima dată și din punct de vedere biologic și din punct de vedere spiritual, în timp ce oamenii care erau învățătorii poporului devin orbi din punct de vedere spiritual și se prăbușesc în împietrire. Un simplu detaliu, până la urmă, îți încadrează foarte bine acest peisaj. Versetul 1 începe cu un orb care își capătă vederea și se încheie în 41 cu farisei care își pierd vederea. Ce lecție am putea învăța din această deplasare inversă? De cele mai multe ori, ceea ce credem că știm e cea mai mare piedică în calea cunoașterii. De 3 ori orbul își recunoaște ignoranța. Unde este omul acela? Nu știu. Dacă este păcătos, nu știu. Nu știu cine este Doamne ca să cred în El. Uitați-vă, tot de 3 ori farisei își etalează siguranța. Omul acesta cu siguranță nu vine de la Dumnezeu. Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul ăsta e păcătos. Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise. Ăsta nu știm de unde este. Vederea sau orbirea e direct proporțională cu capacitatea sau incapacitatea de a ne recunoaște ignoranța. Cel mai trist e când întâlnești la oamenii credinței această atitudine. Nu mă surprinde când o întâlnesc în cotidian. Un exemplu celebru e Moise, care socrul său îi zice, hei, te ostenești, nu vei rezista mult. Și are și tact și spune, întreabă-L pe Dumnezeu și vezi ce zice El. Și Dumnezeu îi spune, socrul tău are dreptate. Andrei Pleșu are un text savuros despre prostie, merită amintit aici. Prostul știe, e sigur. E un om care exhibă competențe și e sigur de ele. Dacă crezi că știi ceva, trebuie să vezi dacă nu treci printr-o criză de prostie. Prostul nu poate fi contrazis, are convingeri de beton. E un om fericit, e plăcut să știi că ai dreptate. Chiar dacă nu contezi, când vedem un știutor, trebuie să fim suspicioși. Prostul e serios, e solemn, nu se joacă. E demn, inflexibil, pietrificat. Ia toate lucrurile în serios, dar mai ales pe el însuși. Pentru că e serios, prostul e și sfătos. Are soluții pentru orice problemă. E o suficiență intelectuală glorioasă și e o fudulie. Are idei fixe, nu se îndoiește de el însuși și îi place de el. Să n-ai îndoieli în viață, să n-ai numai certitudini, nu-i numai ridicol. Dar poate să fie și primejdios pentru copii, pentru toți cei care sunt în preajma noastră. Dar care să fie lecțiile teribile pe care ni le lasă semnul de astăzi? În primul rând, a vedea azi ceea ce ai de făcut și a nu face înseamnă a deveni mâine orb. Să faci
ceea ce vezi, ceea ce știi și a nu face, înseamnă să ajungi mâine orb. Ezitarea se transformă în amânare, amânarea în indiferență, indiferența în împietrire, împietrirea în împotrivire și împotrivirea în judecată. V-aș putea da, din experiența pastorală, nenumărate exemple de oameni, vecini, pe care ai încercat să-i ajuți, prin refuz sistematic, exact în formula asta au ajuns. 2. Compromisul în sfera adevărului are de fiecare dată un preț exorbitant. Noi nu realizăm care e prețul pe care l-avem de plătit. O să mă folosesc de un exemplu să înțelegem mai bine și apoi cazul de față. În Efeseni, Apostolul Pavel spune: de aceea lăsați-vă de minciună, fiecare să spună aproapelui său adevărul, și motivația, înnoirea în Duhul Minții, cum o prezintă, ne spune: pentru că sunteți mădulare unii altora. Sunt curios să văd dacă pe tine te motivează să spui adevărul, motivația pe care o are Pavel. Însă el o folosește la nivel personal, ce ține de instinctul de conservare. Imaginează-ți că vrei să traversezi și ochiul te minte. Nu-ți spune adevărul că vine o mașină. Ce crezi că s-ar întâmpla? Și imediat faci aplicarea în textura socială. Cum ai tu impresia că poți exista fără adevăr? Cum poate exista viață fără adevăr, fără realitate? Miza acestui om care riscă să-și piardă viața pentru adevăr ne arată că nu-i bine să glumești, mai ales în chestiunile esențiale, când vine vorba de adevăr. Găsim un exemplu al Mântuitorului, în Marcu, capitolul 15. Autoritățile evreiești îl acuză la Pilat. Pilat și-a dat seama că din invidie, practic, au respins și i-au adus toate acele acuzații nefondate. Hristos nu se apără. Hristos n-a spus un cuvânt. Pe de altă parte, dacă ne mutăm în capitolul 14 la final, în timp ce era în procesul pe care l-avea din Sinedriu, din sobor, multe acuzații nefondate și la un moment dat marele preot se ridică. Te jur să ne spui dacă ești Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Singurul lucru care îi putea salva pielea, îl aduce față în față cu adevărul fundamental al existenței sale. Da, sunt, ba mai mult, vă spun că veți vedea pe Fiul Omului, imaginea din Daniel capitolul 7, ființa cosmică, venind pe norii cerului. Observați de ce contează adevărul, ceea ce ești. Noi facem exact pe dos. Ne apărăm la nimicuri, la chestiile nefondate. Vrem noi să le justificăm pe internet sau în relația cu oamenii. Însă ceea ce te definește cu adevărat e lucru care contează. Adevărul care te face cu adevărat liber. Și un al treilea lucru pe care îl învățăm de aici este că adevărul e o chestiune ce ține de banalitatea vieții de zi cu zi. Ceea ce face Pilat în Ioan 18, 37-38. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu pentru aceasta, subliniez, m-am născut și am venit în această lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Observați? El are chef să filozofeze și Hristos îl pregătește, îi dă o mână de ajutor, că el trebuia să se pronunțe corect într-o chestiune juridică care era în fața ochilor săi. Și asta e tragedia. Exact cum spune Hannah Arendt când vorbește despre banalitatea răului. Când asistă la procesul lui Eichmann de la Ierusalim și șocată de faptul că omul acesta își justifică prin aparatul birocratic toate relele pe care le-a făcut. Și nu poate pricepe cum funcționează o astfel de ființă umană. Și toate lucrurile care le știa despre îndrăcițul, lucrurile rele care se pot întâmpla în lumea asta, până la urmă au o miză foarte concretă. Banalitatea concretă, experiența în viața de fiecare zi, cum tratezi chestiunile normale din activitatea vieții tale. Acolo se vede ce faci cu adevărul. Și că adevărul are până la urmă această implicație de ordin moral. Adevărul și binele conlucrează. Ne ajută să devenim mai buni sau poate mai răi. Cel mai mare miracol ne învață semnul de astăzi. Este să vezi realitatea prin ochii lui Iisus.
Teresa din Avila este o mistică din contextul catolic, care toată viața a urmărit să-și alipească sufletul de Dumnezeu. La sfârșitul vieții s-a descoperit în carte de rugăciuni următorul semn de carte. Nu știu cât de impresionat vei fi tu de aceste cuvinte. Nu lăsa nimic să te tulbure, nu lăsa nimic să te alarmeze. În timp ce toate sunt trecătoare, Dumnezeu e neschimbat. Fii răbdător și vei câștiga totul. Cu Dumnezeu în inimă, nimic îți va lipsi. Dumnezeu singur este suficient. Observ ce face. Care-i problema? Te invită să identifici. Ce te alarmează? Ce te neliniștește? Ce te tulbură? Conștientizează. După care merge la soluție. Prima soluție e percepția. Toate strecătoare, Dumnezeu e neschimbat. O altă soluție e atitudinea ta. Fii răbdător. Asta ți se cere după ce ți-ai însușit perspectiva corectă. Și apoi mai ai nevoie de ceva. Prezența, să locuiești în prezența lui Dumnezeu. O temă care transcende Biblia, de la un cap la altul. Să locuiești cu Dumnezeu în inimă, în fața turbulențelor și a provocărilor vieții de fiecare zi. A-L vedea pe Iisus presupune a-ți vedea seamănul, inima și favoarea inimaginabilă. Cum îi vedem pe ceilalți? Suntem capabili să detectăm răul din propria viață? Și cât de recunoscător mă simt pentru favoarea inimaginabilă? Sunt întrebările cu care rămânem. O să mă folosesc de o pictură la final a unui pictor român născut în Craiova, Ion Țuculescu, intitulată Privirile sau stările câmpului, 1953-1956. Ceea ce e șocant, este un caz inedit în arta și în cultura românească. În primul rând a fost biolog, în al doilea rând a fost medic și pictura a venit ca un fel de hobby. A fost marginalizat de către artiști, de către conducerea politică a vremii. Care să fie semnul, sensul acestor imagini sau aceste imagini? Ceea ce ne șochează în această pictură este acest conglomerat de priviri. O legiune de priviri care ne țintuiesc, ne invadează, năvălesc peste tot și ne privesc cu atenție. Poate că totul în lumea noastră este un organism. Cât de amăgitoare e tendința, îi problema lui, nu-i problema mea. Trăim într-o realitate, într-un ecosistem. Poate că totul pe lumea asta este conștiință, ochiul ne invită la reflecție și ne arată că în viața asta oamenii cântăresc, se uită, privesc. Și în al treilea rând, poate că totul lumea asta are o rânduială. Dacă totul este viu și totul e însuflețire, dacă totul e gând, înseamnă că nu te mai poți mișca în lumea naturii și a oamenilor ca într-o ambianță nesupravegheată, neutră. Privești, dar ești privit, cântărit, răspunzător pentru parcursul tău. Poate ne ajută mai bine să monitorizăm și să capitalizăm răspunsul credinței pe care l-am parcurs în această serie până aici. La semnul din Cana, vedem prima reacție. Vede și crede. La vindecarea slujbașului, nu vede și pleacă prin credință. La vindecarea slăbănocului de 38 de ani, vede și spune cuvântul, tot nu credeau în el. Săptămâna trecută, la înmulțirea pâinilor, am văzut că oamenii văd
și se dezbină. Ceea ce, dintr-un punct de vedere, e bine. Pentru că astăzi să vedem două opțiuni foarte clare, foarte bine conturate, care ne invită să ne evaluăm unde ne aflăm. Nu vede, orbul și crede. Vede și nu crede. Cine este, până la urmă, orbul din textul de azi? Omul incapabil să-și vadă inima, seamănul și favoarea imensă a lui Dumnezeu. Haideți să închidem ochii pentru rugăciune. Vindecarea orbului, realitate, ofensă, judecată. Cele două teme care traversează semnul de azi sunt revelație și judecată. Iluminare versus negare sau împietrire. Închinare ori împotrivire. Și i s-a închinat, ni se spune despre orb. Eu, pe unde mă situez? Textul începe cu un orb care își capătă vederea fizică și pe cea spirituală și se încheie cu niște oameni religioși care bâșbâie ziua în amiaza mare. Personajul central care stâni toată tărășenia asta, deși nu e de față, e cel care îți poate reda vederea, vindecarea și iluminarea. Este Iisus. Ați recăpăta vederea coincide cu a putea vedea tridimensional. Ce văd eu atunci când privesc? În jur, în interior și în sus. Pot spune că-L simt pe Dumnezeu prezent în inimă și că nu-mi lipsește nimic? Îmi este El singur îndeajuns.